Dragi prieteni, eu particip la alegeri de 30 de ani și de fiecare dată am mers la vot cu inima strânsă. Niciodată nu am fost sigur că partidul pentru care voi vota îmi va îndreptăți așteptările. Ce se întâmpla de fapt? Făceam ca și majoritatea dintre dumneavoastră, votam răul mai mic. Iată că la 11 iulie va fi pentru prima dată în acești 30 de ani când nu va mai trebui să fac această alegere, când voi vota cu inima împăcată pentru un partid în care am deplină încredere. Este vorba, bineînțeles, de PAS, Partidul Acțiune și Solidaritate. Am tot atât de multă încredere în acest vot al meu ca și în cel de toamna trecută, când vă îndemnam să votați pentru Maia Sandu. Oameni buni, dragi prieteni, vă invit să luăm foarte în serios aceste alegeri la 11 iulie. Nu este un scrutin obișnuit, este un moment pe care noi, cu dumneavoastră, îl putem transforma în unul istoric. Nu vom mai vota pur și simplu pentru niște deputați, niște partide, vom face alegerea între trecut și viitor, între corupție și dreptate, între lege și fără de lege. Eu niciodată nu am simțit mai mult ca astăzi că votul meu poate schimba radical lucrurile în Republica Moldova, că votul meu ne poate schimba radical viețile. În buletinul de vot vor fi mai mulți concurenți, unii mai bine intenționați, alții mai puțin bine intenționați. Acum când schimbarea este doar la un pas de noi, vă îndemn să nu ne risipim voturile. Pentru mine, în buletinul de vot, vor exista doar doi concurenți, PAS și tot restul. Așa că voi avea de făcut o alegere foarte simplă. Vă invit să-mi urmați exemplul și la 11 iulie să votați pentru PAS, Partidul Acțiune și Solidaritate. Pe 11 iulie pornim vremurile bune. Pe 11 iulie votăm PAS.